Călin Donca spune că a învățat o mulțime de lecții cât timp a fost în arest, dar cea mai importantă a fost aceea legată de prieteni. Milionarul susține că a fost lăsat la greu de oameni în care avea încredere, printre care și Dorian Popa. Afaceristul și artistul erau apropiați, dar Călin Donca a povestit că a fost uitat rapid de cel pe care îl considera un om de bază. Călin Donca a fost eliberat înainte de sărbători, iar milionarul își aduce aminte de oamenii pe care îi credea prieteni. Înainte de a ajunge în spatele gratiilor, era bun prieten cu Dorian Popa. Cei doi erau și parteneri de afaceri, dar milionarul spune că artistul l-a uitat imediat după ce a intrat în arest. Cel mai tare m-a durut faptul că familia nu a fost ajutată de prietenii cu care mi-am petrecut timpul înainte. Am crezut că acele persoane vor fi cu mine și la bine și la rău, însă la rău se pare că unii nici măcar nu au mai răspuns la telefon, iar alții au dat cu pietre în mine, precum a fost și Dorian Popa, care s-a dens în prima zi de toată prietenia noastră. Atunci când am avut cea mai mare nevoie de el, a declarat Călin Donca.